Și dacă vorbesc, înseamnă că acest mare tapaj care se face în jurul realității semnifică și forța brandului Realitatea și a muncii pe care colegii de Realitatea o fac, a muncii de calitate. Au existat aici patru grupuri sau, mă rog, patru personalități colective sau individuale care astăzi sunt în o anumită beligerație. Hai să le nominalizăm. Sorin Ovidiu Vântu și familia sa, care a cumpărat Realitatea de la Silviu Trigoană. Ilan Schwarzenberg, care spunea că a cumpărat Realitatea de la Sorin Ovidiu Vântu. Sebastian Ghiță, care a fost managerul Realității cu acțiuni dovedite de a falimenta Realitatea și cu faptele de subtilizarea studioului de la Realitatea, prietenul și partenerul domnului Ponta, și, în fine, grupul Gușă Păcuraru, care în urmă cu un an și ceva a preluat coordonarea la nivel de grup Realitatea și care, mă rog, a făcut ceea ce știți cu toții că a făcut. Aceste invective, aceste lupte fără cauză, această ambiție de a controla, au dus și la aceste cauze și discuții de la DNA, de la Departamentul Național Anticorupție, unde nu există pagube dovedite, unde nu există decât presupuneri, în schimb, unde sunt audieri pe bandă rulantă și lumea nu înțelege de ce sunt aceste audieri pe bandă rulantă, care nu vizează doar persoanele pe care vi le-am menționat aici, care vizează o multitudine de oameni de afaceri din România sau oameni politici, de la Vanghelie, Videanu, Ioan Nicolae, Mihai Craiu, Dragoș Dobrescu, așa. Este o plajă atât de întinsă încât te uiți în top 100 și vezi că sunt câteva zeci de oameni de acolo care discută despre dosarul Realitatea Media și lumea nu înțelege de ce. Iar aici lucrurile se pot împărți. Pe de o parte, oamenii care sunt chemați, oamenii de afaceri sau oamenii politici, sunt oameni care au discutat cu Ilan Schwarzenberg. Ilan Schwarzenberg, care a dispărut de peste un an și jumătate aproape din România, care este, să spunem, deocamdată suspect sau discutabil în dosarul dispariției lui Codruț Marta, șeful de cabinet al lui Sorin Blejnar, și acesta este marele dosar. Este, de fapt, dosarul dispariției lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar și legăturile cu Ilan Schwarzenberg. Acești oameni au încercat să negocieze la un moment dat în afara României sau să discute, Remus Truică, prietenul Victor Ponta, așa alții, au încercat să discute preluarea unor anumite creanțe. De aici s-a mers în cealaltă parte, în care cele patru entități cu interese la nivelul Realității, pe care vi le-am spus, Sorin Ovidiu Vântu, Schwarzenberg, Sebastian Ghiță și Gușă plus Păcuraru, își dispută proprietatea, creanțele asupra Realității Media. Fiecare mânat de altceva. Mânat de ce, Cosmin? Păi să luăm cu noi. Să spunem că am fi legitim să spunem despre asta. Noi, de peste un an și ceva, păstorim această entitate. Sper, în condiții normale, n-am avut reclamații de la sutele de oameni care lucrează aici, dorind să creăm un brand super premium în trustul Realitatea Media, apărând capitalul național, că asta este unul din scopurile pentru care noi acționăm, fiind într-adevăr antibaroni, apropo de dosar de politician și implicațiile care există, aducând bani de acasă pentru a ține în funcțiune o entitate care este foarte importantă în România. Realitatea Media sau Realitatea TV nu este o simplă televiziune. Este prima televiziune de știri din România și o televiziune care astăzi nu poate să fie acuzată că face jocuri în favoarea sau în defavoarea opoziției sau puterii. Asta este un lucru important. Pe de altă parte, sunt celelalte trei entități care, având în vedere problemele din justiție, și mă refer la Sorin Ovidiu Vântu sau la Ilan Schwarzenberg, respectiv ambițiile de a-și acoperi urmele, apropo de Sebastian Ghiță, încearcă să tulbure acest proces. Forța Realității este justificată și de această luptă surdă, oarbă, care se dă pentru controlul acestui brand sau respectiv, pentru ambiția de a falimenta acest brand. Fiecare
pe motivațiile pe care le are. Și aici pot să, pot să detaliez, dacă e caz. Bun, dar are vreo implicație lupta asta? Are legătură cu alegerile prezidențiale din 2014? Sau de unde până la urmă lupta asta? Pentru că realitatea TV, să o recunoaștem, să o spunem, așa cum 90% din presa din România și din televiziune din România și din presa scrisă din România suferă și o duce greu la nivel de încasări de publicitate, la nivel de afacere. Nu este o mare afacere să ai o televiziune în România în momentul de față. Dimpotrivă, spun eu, este o mare, mare problemă, pentru că încasările din publicitate, repet, se fac foarte greu, mediul economic este ostil, nu mai poți atrage publicitate la nivelul anilor 2007-2008. Bun, hai să mai spun un lucru. Lumea, când aude de DNA, se gândește, domnule, s-au furat bani. Nu. Noi suntem într-un caz în care, cel puțin de un an și ceva, am adus bani tocmai din pricina încasărilor de zi din publicitate, tocmai din pricina ștângilor pe care o anumită putere politică nemulțumită că este criticată, ni-l aplică la fiecare pas, ca să perpetuăm un brand premium, un brand independent în care lucrătorii, realizatorii, redactorii, reporterii se simt bine exprimând nemulțumirea sau mulțumirea cetățenilor, a unor vectori, că realitatea nu se adresează tuturor, se adresează unor vectori. Asta pe de-o parte, ca să nu fie nici o umbră legată de ce s-a întâmplat aici. Aici nu e o chestie de bani, aici e o chestie de ambiții. Și oameni, pot să spun că nu sunt dezamăgit, sunt dezamăgit de felul în care evoluează. Dar oameni care își caută negocieri personale astăzi, deranjează, și mă refer la Sorin Ovidiu Vântu sau la Ilan Schwarzenberg sau la Sebastian Ghiță, deranjează acest demers de redresare a realității, fie că sunt puși de către alții, fie că își caută negocieri cu puterea politică sau cu puterea judiciară din România, fie că pur și simplu, cazul lui Sebastian Ghiță, vor să-și acopere urmele. Asta este țara în care trăim, Cosmin, că seamănă Rusia anilor 2000, în care se vindeau și se cumpărau televiziuni la ordin politic pentru a fi implicate după aceea în joc politic, în campanii electorale. A spus-o Băsescu numai acum zilele astea, în care a acuzat în mod clar că jocul puterii deranjată de critici, și trebuie să recunoaștem că realitatea a criticat puterea în ultima vreme, jocul puterii deranjată de critici este de a pune acest căluș. Este un căluș anormal. Bine, pe mine, la nivel personal, mă deranjează atitudinea acestor oameni, Sorin Ovidiu Vântu sau Ilan Schwarzenberg. Cu Ilan Schwarzenberg am avut o relație de amiciție, cu Vântu am fost chiar prieten. Pe Sebi Ghiță l-am cunoscut. El, dacă vrea să-și acopere urmele, îl înțeleg. Are atâtea probleme încât nici măcar nu trebuie discutat de ce ar vrea el să falimenteze realitatea TV, și aici sunt exemple foarte clare. Pot să înțeleg și pe restul. Pe un om ca Ilan Schwarzenberg, care este plecat de atâta timp din România și mai vrea să se întoarcă, fiind suspect de asemenea lucruri cumplite, Doamne ferește să fie și vinovat, de asemenea poți să-l înțelegi. Mi-e mai greu să-l înțeleg pe Vântu, care a făcut o sumă de demersuri pentru a dezvolta acest trust, dar un om în situația lui, care are la orizont încă două procese, pe baza cărora ar putea să mai facă pușcărie, este în stare de orice. Și mie îmi pare rău și nu o să-i răspund niciodată jignirilor sau invectivelor sau lucruri false pe care le spune public, pentru că mie mi-e greu să accept că oamenii involează într-o asemenea măsură încât să nu mai conteze nimic. Să nu-și dea seama că de vorbele sale sau de lucrurile false pe care le proferează depinde soarta a unor sute sau mii de oameni pe care depinde și soarta lui, Cosmin. Poate depinde și soarta lui. De-aia mi-e greu să vorbesc. Adică unui om într-o asemenea situație este greu să-i faci proces de intenție pentru toate lucrurile pe care le-ar face. Este o situație complicată, procesele sunt pe rol. Ce rămâne ca un numitor comun este această dorință evidentă a puterii de a folosi fel de fel de cos de topor pentru a nu permite un discurs critic.
telespectatorii care ne urmăresc acum sunt martori că la realitatea nu sunt lucruri deșanțate. Tot ceea ce se spune e pe bază de dovezi, toată lumea are drept la replică, nu urmărim nici denigrarea sau susținerea lui Băsescu, Antonescu, Ponta sau oricine ar fi, ci dimpotrivă agenda cetățeanului, fiind dedicați într-adevăr susținerii capitalului național și administrării zilnice de scatoalce la adresa exceselor împotriva bugetului sau a exceselor baronimii. Este cu atât mai frustrant, poate și pentru telespectatorii care au urmărit sau pentru telespectatorii fideli pe care poate îi doare această situație în care se află realitatea și eram dator cu aceste explicații la nivelul lor. Mi-este greu să spun într-adevăr ce se întâmplă. Nici noi nu pricepem ce se întâmplă în condițiile în care toate demersurile pe care le-am făcut au fost legale, actele prin care am devenit proprietari sau creditori au fost legale, am fost cumpărători de bună credință, indiferent că cei de la care am cumpărat s-au numit Sorin Ovidiu Vântu inițial sau apoi Liviu Luca, am fost cumpărător de bună credință de fiecare dată când Liviu Luca ne-a arătat că, de fapt, el era proprietarul Sorin Ovidiu Vântu, dar n-am făcut demersuri împotriva nimănui. Nu s-au administrat bani aici, am adus bani pentru ca să susținem o entitate. Concluzia la finalul zilei, și cu asta o să închei, este că e foarte greu în România să-ți asumi să fii normal la nivel de mass media. Dacă cuiva care are putere îi se pare că nu joci în favoarea sa, poate să se administreze lecții usturătoare și să se folosească de fel de fel de oameni disperați pentru ca să-ți facă necazuri mari, apropo de DNA și dosarul de la DNA.